shit. Oh yeah! Salut, frățioare! Eu sunt Bițu Bițanu cu nevastă mea americanca, Bogdan și Iulia. Și am venit și noi la Londra să ne distrăm. Am fost la târgul de Crăciun, am cheltuit foarte mulți bani, dar așa, overall, eu zic că ne-am distrat. Yeah, we're going! Oh, cafeluța! Instagram. I have my cool boots on. Because I am a cool guy. I'm not following us, babe. We have to wait for them because they're very slow. I hate coffee because it overbears all the flavor. It's like, it's a white mocha. It tastes like white chocolate. No, it don't. It tastes like coffee. I just drink coffee because it tastes nice. Moving slow. Any thoughts about today? How you guys feel? All of our backs are fucked after last night's B&B experience, which was kinda shit, but I won't get into any more details about that. The only valuable information I can give you is that for the rest of this day, we visited a couple of places in London, and it was very nice. And now it's time to show you our Winter Wonderland experience. I'm perfect. God. Oh. My face is very cold. Mamă, coaie, s-a meritat toți banii. N-am văzut nimic. Ți-e rău? Da. Ate super belea ești, am avut super experiență. Chiar că super. Dar nu mai pot, mi-a dat daună totală. Am deschis ochii deloc. Erau așa. Mi-a venit să vomit. Dar n-ai văzut ce vale. Când a accelerat acolo prima oară, direct. Dar ce frică mi s-a făcut când a ajuns sus aici, mama asta. Oh yeah. Și uite așa ziua noastră a continuat. Am fost pe la patinoar, am mai băut câte un păhărel, două șaturi de iagăr așa la urgență, paracetamolul bogăților. Am mai intrat pe aici, am mai intrat pe acolo, o vrăjeală, o pierdere de timp, o pierdere de bani. Dar ce-i drept, am zis că fioare, n-am cum să plec de aici fără să mă dau și în leagănul ăsta care pare destul de periculos. Oh, put me down, please, slowly. Oh my god. Oh, frățioare. Nici n-am putut să țin camera în mână. Să filmez. Așa era. Wow. You like it? Yeah, fucking scary, man. Now we gotta go on the fucking wheel. I just have to find my friends. Hey! Oh my god. Am ajuns în final și la roată după o oră în care am stat la coadă pentru ea. Un view decent. Am plecat apoi de la Winter Wonderland să vedem meciul dintre Anglia și Franța, dar după cum știe toată lumea, Anglia a pierdut. În schimb, ce a fost mai ok, fanii marocani sărbătoreau pe stradă în Londra, pentru că, după cum bine știți, Maroc a bătut Portugalia. Și cam atât cu vlogul nostru londonez. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu sunt Bițu Bițanu și vă urez o zi